Bună ziua tuturor! Azi am mai cumpărat ceva semințe pe lângă cele pe care le-am avut deja și le plantăm pe astea. Eu am aici căpșuni, le punem acolo în spate, le pun eu cu Daria și ei, nu știu, acolo roșii și ardei, parcă. Ardei, da, roșii și ardei. Și ne-a mai adus Nea Gheorghe niște lalele. Și usturoi. Și îl pun băieții în grădină usturoiul și eu cu Daria pun lalelele. După murmanul ăla de acolo, nu se vede. Ăla, îl știți voi. De lângă gard. Da, ăla mare, mare. Trebuie să dea băieți foc la el. Să-i dea foc. Și gata, hai. Hai, acolo, unde e celălalt. Să-l primim tot. Oare să stop la deal? Sau la vale? A, nu, are importanță. Dar oriunde sap trebuie scoasă urzica. Nu știu dacă e bine, dar... Păi ce mare s-a făcut usturoiul ăsta? Arunge. Arunge. Totuși s-a volat. Trebuie adus o leacă greblă. Hai, ți-o aduc acum. Pe care era de ajuns. Doar astea două rămân? Da. Păi, dai doar un pliculeț în din ăla? Aha. Înseamnă că trebuia să luăm mai mult din astea. Păi n-am fiut doar un pic.
deci acolo e un rând, nu? Da. Da. Poftim cu grădinar. Poate am luat noi la lele. Nu, e usturoi. Dar văd că sunt puși cam câte 3-4 firi. Și din coace. Te ajută dacă ți-aduc mistria? Boleacă. Da, să-ți aduc. Cred că e de ajuns, cum nu trebuie adâncă. Sunt și pisirea între mistrie și e lunguiață. Dar nu știu unde. Asta nu intră. Nu te loc.
pui în mâncare? Ha, cu sporțele. A, da. Și... A, uite. Da, și o să pun în casă și vedem. Câte un din asta, așa, nu? Da. Păi ți le desfac. Oare le pun pe toate astea aici? Până. Cred că am făcut gropile prea adânci. Zici? Ce mai desfac una? Da. Ce? Mare rău că vă uit. Agenția Micul Fermier. Chiar sunt curios dacă se prinde usturoiul ăsta. Se prinde usturoiul ăsta. Ce ai făcut? Am țapat. El oricum, eu știi ce-l pun acurar? El când va crește mari. Da, că face dita mai frunzile. Face dita mai frunzile. Fix ca ceapa. Da, și o să se împrăști pe ăștia. Și în locuri de astea unii ieși o să se crească. Să crească un usturoi frumos din urmă. Oricum nu știu nici ne-ar trebui atât din punctul usturoi. Ies și aici o grămadă. Are, ăsta dacă mă pun, îl mănânc într-o zi. Tu, dar eu care nu mănânc cu usturoi. Nu sunt pasionat. E niște cartofi noi cu usturoi. Nu, îmi plac. Știi ce nu mănânc cu usturoi? Eu când eram mic, mâncam pești cu usturoi, știi? Așa. Și la un moment dat am devenit alergic la pește. Pentru că nu... Ori nu mi-au plăcut mie peștele și am devenit alergic tot, știi? Și treaba are usturoiul. Și stai să spun. Și
de atunci nu-mi place nici usturoiul așa tare. Nu mă încântă. Cu doar usturoiul n-ar trebui să fie grețos. Depinde din ce cantitate îl mănânci. Nu, poți să mănânci și în ce cantitate. N-ar trebui să iei. Doar, deși combin mâncăruri de astea care sunt mai grețoase puțin cu usturoi. Știi, ca să nu ții rău. Cu lămâie se combine, nu cu usturoi. Stai din greață. Și cu usturoi se combine. Și dacă am văzut pești cu lămâie, știu ce se întâmplă? A. Direct mi-e rău. Îți faci rău numai când mă uit. Eu ți-am zis că ai săpăca mult. A? Eu ți-am zis că ai săpăca mult. Sper să am mai ajungă. Uite ce frumos e. Era bună... Cantare și de apă. Nu. Dintre alea de grădinărit, micitieli. Da, da. Las că eu am luat la micul constructor. Am împrumutat. Acum o să-l împart puțin pe ăsta. Micuților. Nu i-o dăm acum, i-o dăm după ce îi plantăm șase la artii. Understand? Te uita, mă, te uita la mult la așa, la cu...
4 gropius? 4? Da. Для узлич. Să le faci o leacă la mai distanță, rândurile. Ia. Ce-ai făcut? Am pățit, eu și n-am pățit. Ah. Stai că ți-aduc sapa. Trebuie leac mai adânci. Stai așa. Okay? No. Nu băga, nu băga.
semnat aici? Da. Da, dar hai să dăm și pe căpșunii ce aia. Hop. Așa? Da. Ia, ține-le. Dă-mi zic cu data, cred că mai vine. Așa era, nu? Da. Cum fugi la vale. Doar ca să mi se ducă strâmb. Să nu ne încurcăm. Cherry. Pui roșu, cherry. Da, da, eu văd că le-ai luat pe alea. Corina. Așa se cheamă. Corina. Uite. Tomate, cherry, Corina. Ei. Lasă de unde și-s bunii Corina. A, înțeles. Speram că-s bun. Nu arunca aia. O să punem un băț și lăsăm ca să știm care e răsadul. Știu. A totuși, îți dai seama din prima că ai și-s Corina. Am văzut și eu în comentarii că o scris lumea că trebuia pus pliculețele în capătul la rând. Cum adică? Ca să vezi ce ai plantat acolo. Da, da. Oricum iese la toamnă. Știi cât, câtă probabilitate am că este o să iasă? Da, roșiile cherry de obicei iese. Și îți iese câteva ani buni la rând. Mhm. Am mai multă probabilitate că astea o să iasă. Au fost și puțini, dar sperăm să iasă. Trebuia să pui numai pe un rând. Las că l-am și pe ăsta până fiși. Bun, și acolo ia stop. Face o corcetură de roșii, cum am făcut eu la ceapă. Contează că avem rânduri acum.
aici, oricum nu este. Dar l-am stopat tot rândul. Mă gândeam că vrei să continui cu arsoi. Ha? Mă gândeam că vrei să continui cu arsoi. Lasă să rândul și mai coșesc acum. Și pune un băț și pune eticheta ce e. Bun. Da. La tine. Aici avem tomate Olteana F1. Mă? Tomate Olteana F1. Bun. Nu-s dintr-aia inimă de bou? Nu-s inimă de bou, nu vieză. F1, Olteana. Soi românesc. Hai să vedem ce soi românesc e. Dar văd că toate soi românesc, nu știu cum să zic, dar așa e, cred că-s... Tot soi românesc. Ce? Tot soi românesc. De asta-s galbeni. Și de atâta caritate chestia. Ardei, cred că o spunem doar un rând. Da. Nu o să folosim și al doilea rând la ardei. Și... aici sunt puține semințe. Puține rău. Ei, bun, nu știu cât ai. Te pun cu una. Rândul, rândul. Nu calc pe rânde. Soi românesc. Ah, cât soi românesc. Soi românesc, ei stai. Ah. Dar măcar nu s-a deși. Da. Ia să vedem, cu ăsta ne-am luat țapă sau nu? Are aici cum ar trebui să aibă. Huști. Tu ai zis cât sunt, ai roșii inimă de bou? N-am luat pe roșii inimă de bou? A. Tu ai luat numai inimă de vacă. Roșii. Ai luat Corina, Marinela, numai de este. Nu de este o luat roșii. Când Corina, când Marinela. Hai că o punem la copiii. Asta mi se pare că e Margherita. Mirabela. Da, Mirabela. Stai. Ramende. Asta nu mai e româncă. Nu. Italian. Bonucci. Bonucci. O și strâmbă e asta. Așa frumos. Bun. Și-a pe Dracula aia.
Cum? Dracula. Înțeles? Tot soi românesc, nu? Cred că dacă îi zice Dracula. Păi nu scrie acolo, trebuie să scrie. Da, soi românesc, dar e Dracula, tu vezi? Are... Părea că nu mai este plicul. Ia vezi câte semințe are Dracula. Are sămânță Dracula. Bă, cum o să ier, cred că două rânduri merge. Dar noi punem pe rând, să iasă. Ne-am întors în era medievală, când era... Sau era... Nu știu, iar era Dracula. Capitaliste. Primul război mondial. Nu e așa de iuti. Mă credeți? Nu. Da. Nu e așa de iuti deloc. Nu e iuti deloc. Acest... Sunt mața dalmațiane. Așa frumos. Pam, pam, pam. Iubiețișorul. Și-l înșimbă acum pe Dracula în țapă. S-a dus. Satisfacție. Gata. Ești cu Dracula și cu toate astea. Uite așa, frumos, pam, pam, pam. Am și asta. Și... Cam asta este plantația noastră. Avem aici... Nu știu cum se cheamă... Corina, roșii și eri Corina. Da, Corina, aici avem... Am uitat, dar ori Mirabela, ori... Mirabela, cred că. Aici avem... Marenela sau nu știu ce. Și acolo avem ardei iuț Dracula. Și acolo avem ustroi iuti Purnea Gheorghe. Aici a trosit de că aici mi-a dat. Uite, ia de frumos. Cu plantele. De la capăt. Nu e dat. La capăt. Aici la cap? Da. Care e? Ăsta sau ăsta? Ăsta la ante. Nu acolo, dincolo. Pe acolo n-ai ajuns să sămânțele. Pa da, bă. Ba nu, bă. N-ai făcut ori jumate. Ah, da, bă. Pe ăsta am ajuns să sămânțele. Sperăm să iasă. Am făcut focul, dar e acum adăc mătura.
Așa era buriană. Care e? Așa e care i-o dată. Asta? Nu, și era. Asta? Da. E usturoi. Am vrut să-i testez. Nici usturoi și ceapa, nu mai știu. Da tu cu mărarul. Lăsa-mă. Ne-a iertat brustul și-a uitat mărarul. Hai că mai trebuie o căldare. Asta poți să-i dai în rând. Hă? Asta poți să-i dai în rând. Dar și-o pe unde ajung? Cum ajung? Am turnat pe deasupra lui. Arnica. Pot ia lunii tăie. E scomugurit. S-o caramelizat. Oare și-o revenit asta? Nu știu. Dar mai lasă. Dar mai las. Sperăm și-o revenit. Da, și-o revenit. S-a revenit. Mai lasă, mai lasă. Oricum asta e uscat. Lasă, lasă-l acolo. Da, e uscat asta. Da. L-au apucat să-l prinde. Și asta uite rupte. Da, dar nu mai rupe, că o să duc toată seva aici, ca să-l repare pe asta. Cum? Da, eu m-am uitat la unul pe TikTok care dă-ia copacii. Să repari piesta asta și se va da seama să mă duci că e uscat. Uite, ăștia au mugurit. Asta deja au dat și frunzuliță la el, vezi? Și la asta. Cine știe, poate să prind. Ce mă filmez așa? Hai să le ducem căldarea de apă.
Unde-i pus aia? Așa e. Ce? Bă, ce e? Care dai? Cartofii încă fierb, afară-i pieptul de pui care este încă înghețat bocnă. Băieții acolo montează camera. Și așa, cum să se desghețe pieptul de pui? Să fierbă cartofii, dar mai ales da, să desghețe pieptul de pui. L-am pus acolo, poate îl pur vreo pisică. Aici cu inginerul Nuțu. Am montat camera de supraveghere. Așa. Gata. Ferici noțele. Bă, cu mâna la cameră. Această cameră înregistrează pe card totul. Noi luăm cardul, îl punem în laptop la Cătălin și ne uităm tot și vedem tot. Și acum care sunt aici, sunteți filmați, înregistrați tot. Și apăreți pe laptop la Cătălin când ia cardul. Cardul este de full memory, intră, te uiți la el în continuu. Hai, gata, acum sunteți filmați dacă ați venit aici și vedeți. Bun, hai, dă-i, play.
Acum ne apucăm și strângem, ne-am rămas atunci o leacă și ducem la deal. Hai să ne apucăm la treabă. N-am mai cărat cu roaba atunci seara și le ducem acum. Nu am mai rămas aici asta de data trecută. Nu am mai apucat să o cărăm atunci seara, dar le mai avem și pe alea care trebuie puse și alea pe foc. Știm că nu e ok, dar altă modalitate să scăpăm de el n-avem. Până acum nu a bătut deloc vântul, acum a început de ta mai vântul. Pe unde mai băga nuțurile? Dacă nu cari eu, bă. E că șum. Ți-e doar de ești tu dacă împiși. A.
Las laptele. Tuc înapoi. De ulea că sare. Dacă ți-o dau acum. Lapte. Îl pui pe toate? Da. Lasă. Siura, mă. Sari, n-ai deloc. Sari știu. Asta e încerca cu tine. Ha? Încerca cum ați văzut. Dar stai, sunt gurte. A, stai, da. Hai dreptate. Acum, nu? Așteaptă. Gust. Ia să vedem. Ridică. Mai puțin, nu așa de multe. Trebuie dată sare. Mai trebuie de sare. Dar bine că poți să spui și sare după gust, nu? Da, da. Ia-l de demă. Mai trebuie sare. Aia mai pune fiecare. Asta trebuie ștearsă. Ui, ui, ui. Hai ca să mergem. Hai. Ce grație. Ce? Ha, înțeles. Zi, e bun pireu sau nu? Ha? E bun pireu? E bun. Fac pireu bun? Mhm. Uh-huh. Thank you.
Și? Mânca. Și mă spui de mânca, nu știu când de camera fie nu mai mânca sau așa. Da, maca de proteine, mi-ai uitați? Până la urmă am furat laptele. Că tot o să nu mai ascund. Și acum am urmă lapte cu pâniță. Băi, eu cam rău așa, cam mânca, cam mult. Câtul lumea și îți dai căciul așa din cap la masă, de ce nu dai jos? E frig la urechi. Da, nu că eu când mănânc, mănânc repede, știi? Da. Și pa, pierd căciul ăla. Și că așa o tacuță în cap, nu mai pierd. Ți-am găsit unul mie. A? Nu ți-l lopătarul. Poate vezi vreo lopată de asta, de aici zici lopătar. Gata, te schimb, nu-ți mai lăs numele Nuțu Cămătaru. Luțu Lopătaru. Luțu? Nuțu Lopătaru. Ai zis Luțu, e. Luțu. Luța. Noi la fim pe frate de Daniel, știi cum e așa? Nușule, nușule. Când mă râdeau. Îți știe cu stil și-am. Nușule, nușule. Mai nuțu, mai nușu. Și nu te gândic și acum zici tu nușule. Da? Da, și are 13 ani. Nușule. Hai nușule. Nușule. Hai, ue. S-a dat părul pe spate la rabă. De o leacă grebla. Bun, eu aici am mai strâns o leacă de prin jur. Și am făcut mocela mai închegată.